și am revenit, stimați telespectatori. Astăzi o să vorbim despre muzică și despre procesul de a crea o piesă. Alături de mine se află Radul Ștefan Amarinei. Bună dimineața! Bună dimineața ție și telespectatorilor tăi. Ce faci? Cum ești în această dimineață? Fresh! Sunt pregătit de o nouă zi. Mă bucur. Vreau să-ți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația la drag. Matinal. Mă gândesc că a fost puțin cam greu. Ești o persoană matinală de fel sau? Trebuie să fii o persoană matinală, chiar dacă nu-mi place. Încerc să fiu cât de matinal posibil pot, adică să fiu cât mai productiv într-o zi. Mă bucur să aud asta. Înseamnă că noi doi semănăm. Da. Radule, cum a început pasiunea pentru producție? Măi, asta a început undeva prin clasa a noua, mai exact, când eram noi doi în liceu. Am descoperit atunci pe internet, bineînțeles, că există anumite programe, există anumite căi de a crea muzica, de a înregistra, de a face procesul creativ pe care tu l-ai în creier, să l-ai împachetat undeva și să dezvolți de acolo, să creezi un instrumental, o piesă, sunete și multe, multe alte lucruri. Cum a început proiectul East Side? Proiectul East Side l-am creat în vara anului 2023, bine, mai exact în mai, să zic așa, alături de bunul meu partener Sabian, pe care îl salut pe această cale, și ne-am decis amândoi că ar fi mai concret faptul să creăm un proiect de sine stătător, un studio, un brand, care practic ne reprezintă atât din punct de vedere muzical, cât și, na, ca și principii. Noi acolo mergem foarte mult pe chestia asta de loialitate, de să avem încredere unul în altul, în business-ul pe care îl facem. Și consider că suntem, să zic așa, pe drumul cel bun cu ceea ce aveți o vibrație comună, mă exact, gândesc, nu? Exact, exact. Crezi că background-ul în muzică te-a ajutat? Da, bineînțeles, mai ales și faptul că am făcut liceul de arte, cumva consider că în meseria pe care o practic eu de producător muzical este mai ușor în momentul în care ai niște cunoștințe de bază legate de teoria muzicală, legate de cum era și muzica pe vremuri, cum se compunea pe vremuri. Într-adevăr, nu este o chestie obligatorie, dar este o chestie care te ajută mult, mult mai mult pe parcursul tău. Am înțeles. Ce înseamnă a fi producător muzical? A fi producător muzical, ca să dau un exemplu, pentru că și tu ești cunoscător, este cum era Beethoven pe vremuri, doar că în vremurile noastre tehnologia a avansat, ideea de a face muzică a avansat, deja putem spune că este la rangul de business, de afacere. Da. Și un producător muzical nu doar că gândește o piesă, nu doar că o creează într-un studio, nu doar că face partea de instrumental sau alături de artist partea lirică. Da. Deci cum ți-am spus, cum ți-am enumerat toate lucrurile astea, sunt mai multe ramuri pe care un producător muzical trebuie să le știe ca să-și îndeplinească scopul, să zic. Am înțeles. Ce producători sau artiști te-au inspirat ca să ajungi pe calea asta a producției? Mai să știi că foarte mulți, în contextul în care eu sunt un ascultător foarte mare de muzică în primul rând și atât din cultura americană, cât și din cultura europeană, cât chiar și din cultura asiatică, dacă mă crezi. Da. Păi, de exemplu, în America un producător care m-a inspirat pe mine foarte, foarte mult se numește Timbaland. Este un producător de hip-hop, a produs pentru Jay-Z, pentru Beyoncé, artiștii de genul ăsta. Da. Sau Pharrell Williams, un producător foarte, foarte bun. Și bineînțeles, chiar și de la noi, adică când eram mic, cu toți ascultam trupa Simplu și Marius Moga, consider că în România e un producător în continuare legit. Am înțeles. Din câte am înțeles, din ce am mai vorbit noi, tu ai fost autodidact, nu? Ai învățat singur, practic, partea asta de producție, nu ai fost la un curs sau... Da, cum exact. A fost să fii propriul tău profesor? Exact, am învățat singur de pe internet, na. Suntem generația care are acces la atât de multe informații și foarte bine să o fructificăm. A fost un proces, să zic așa, pe care mi l-am dorit până la urmă. Orice lucru pe care vrei tu să-l înveți, îl iei de la zero, într-adevăr, e un traseu destul de lung până ce ajungi să stăpânești aptitudinile alea, skill-ul respectiv.
dar în momentul în care tu îți dorești să faci treaba asta, nu simți practic că muncești, cum s-ar spune, da. Știi? Fă ceva ce-ți place și n-ai să simți că muncești exact. Toată viața. Consider că mi-a luat relativ, nu știu, un timp ok, adică totul a fost, să zic așa, treaptă cu treaptă. Am învățat cum se folosește programul, am învățat să îmi pun cunoștințele pe care le-am dobândit în liceu, să le pun pe foaie, ca să zic așa. Da. Și ușor, ușor am ajuns într-un punct în care stăpânesc foarte bine lucrul ăsta și mi-este mult mai ușor, să zic acum. Dar, într-adevăr, e un proces lung. Cum e cunoștință cu Sabian, cu partenerul de... Cu Sabian ne-am cunoscut, cred că, deci noi proiectul, ca să înțelegi, noi proiectul l-am făcut în 2022, dar noi ne știm din 2020. Ok, da. Ne-am cunoscut pe internet. El este din Iași? Da, este din Iași. Îl ascultam în perioada aia, găsisem niște piese de lui și îmi plăceau foarte mult, însă eu eram o fire așa puțin mai rușinoasă, să zic. Introvertită. Introvertită, da, adică nu aveam neapărat drive-ul să fac eu primul pas, să scriu, hei, uite, îmi place ceea ce faci, mi-ar plăcea să colaborăm, mi-ar plăcea să facem o piesă. Okay. Și nu știu, cred că un an de zile doar l-am urmărit așa din umbră, până ce am avut curajul să-i scriu și m-a băgat din prima în seamă, i-am trimis câteva instrumentale pe care le lucram eu în perioada aia, i-au plăcut, chiar a făcut o piesă pe unul din ele și de atunci s-a legat așa o prietenie din prima, ca să zic așa, în sensul în care ne-am mai tot trimis materiale pe care le făceam și la un moment dat ne-am decis, măi, n-ai vrea chiar să lucrăm împreună, chiar să facem ceva disinistătător, un proiect? Ba da! Și lucrurile au luat naștere pe parcurs. Aveți vreun proiect preferat? Te referi la vreo piesă sau cum? Da. Da, bineînțeles, Dama. Am înțeles. Pentru că... Care a fost procesul? Cum ați ajuns să... Asta v-am zic, este o povestioară foarte drăguță. Eu, să zic așa, prima piesă a noastră care a apărut din nimic. Prima piesă a noastră făcută vreodată, nu consider că sună la un nivel în care s-o publici, okay. Dar de acolo am început și de acolo tot căutam idei, tot încercam diferite stiluri, diferite abordări și piesa Dama pe care puteți să o ascultați pe YouTube a apărut din nimic. Într-o zi am mers la el, acasă, pe atunci n-aveam un studio de sine stătător și... Ideile au apărut pur și simplu uitându-ne unul la altul și wow, cum sună asta, cum sună notele astea, cum sună gama asta, cum sună textul ăsta și a apărut așa totul. Atunci am simțit, cred că inspirația poate să ducă și la alte limite. Am înțeles. Aveți proiecte pe viitor? Da, bineînțeles, anul ăsta Sabian va scoate un album. Ok. Lucrăm... Tu ai fost la toate piesele, nu producător? Da, aproximativ toate piesele, într-adevăr. Avem și alți producători cu care lucrăm în cadrul studioului nostru. Okay. Și suntem mai mult așa ca o echipă, să zic. Am înțeles. Ai sfaturi pentru tinerii care doresc să meargă și pe același drum, pe partea de producție? Da, cel mai bun sfat pe care aș putea să-l dau vreodată este să fii constant în ceea ce faci. Adică, indiferent că ți iese astăzi ceva sau nu ți iese, trebuie să faci. Nu este un mi-ar plăcea să fac, este un trebuie să fac. Atâta timp cât tu ești constant și crezi o disciplină, bineînțeles, din treaba asta, lucrurile o să duc în direcția cea bună. Acum hai să ne cunoaștem mai bine, Radu. Ce îți place să faci în timpul liber, în afară de muzică? Ce activități ai, ce hobby-uri? În afară de muzică, știi că îmi place și să gătesc. Ok. Sunt un bucătar destul de bun, cât pentru mine, în cadrul casei care mele. Care e mâncarea ta preferată? Pastele, bineînțeles. Pastele cu creveți, mai exact. Radule, noi îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația și te mai așteptăm cu altă ocazie. Cu mare drag și eu vă mulțumesc foarte mult de invitație.